Eu vreau să vă întreb ceva, doamna doctor. De ce luna dumneavoastră e albastră și a mea nu e albastră? Da, asta e o întrebare cu tâlc. Normal. Da. Aș putea vorbi foarte mult despre acest fenomen. Însă, cred că o să mă înțelegeți dacă nu o voi face în termenii în care aș putea lăsa loc, eu știu, interpretărilor tendențioase, răutăcioase și așa mai departe. Pentru că acum sunt medic, sunt om de știință. Exact, explicațiile vă aparțin, doamna doctor. Da. Pentru că mă aflu într-un cu totul și cu totul alt moment al vieții mele, aș reconsidera totul și aș spune că acea lună albastră despre care povesteam copil fiind și pe care o descriam ca fiind lumea sufletului meu, ar fi mai degrabă o metaforă poetică. Cu toate acestea, într-o vreme în care despre aceste lucruri se vorbea prea puțin, sau într-o perioadă în care, da, accesul era chiar limitat și prea puțin permis. Cu toate acestea, cum spuneam, eu vorbeam despre lucruri care s-au dovedit a fi ulterior cât se poate de reale, având o bază științifică. Respectiv, numeroși savanți au demonstrat, nu de mult, că există o a doua lună mică, o numesc ei, un quasi-satelit al Pământului nostru. Am descoperit și eu cu stupoare acest lucru, mai târziu, documentându-mă, și la rândul meu sunt surprinsă de faptul că atunci, mică fiind, vorbeam cu extrem de multă seriozitate și maturitate despre astfel de fenomene, care acum, iată, se dovedesc ca fi nu doar ipoteze, ci descoperiri de-a dreptul științifice. Să știți că vreau să vă rog să povestiți întâmplarea pe care au trăit-o părinții dumneavoastră înainte de a vă naște cu calul, cu șareta, înainte de a vă naște. Dar aș vrea să mi-o povestiți, pentru că și sunt acolo apare ploaia. Una în care, născându-mă, tata a luat șareta pentru că era medic de țară să vină la Craiova și s-a rupt șareta și au căzut în nu știu ce apă. nu aia, cealaltă. Nu aceea. Cu mama, când calul... Cred că aceea cu mama, da. Știu că avea un cal la dispensar, tatăl meu fiind medic de țară. Doru, da. Domesticit, blând până atunci, care, observându-i cam prin luna a șaptea burtica mamei, a avut o reacție foarte dezechilibrată, să spunem. S-a ridicat în două picioare, a nechezat și realmente a fugărit-o pe mama o bună perioadă de timp. A crezut atunci că mă va naște prematur și bineînțeles că s-a lăsat cu o sperietură zdravănă pentru amândoi. Eu am venit la timp pe lume. Dar șotile au venit înaintea dumneavoastră, da? Înțeleg. Dar eu. Cam de pe atunci s-au întâmplat lucruri ciudate și tot atunci se pare acel eveniment a fost însoțit de o ploaie pentru teribilă. Părinții dumneavoastră nu au ajuns uzi acolo unde trebuiau să ajungă la destinație. Citiți gândurile oamenilor, doamna doctor? Nu, m-am lăsat. Le citeați, doamna doctor? Sigur, trecând peste aspectul hilar al acestei al acestui subiect, capacitatea de a citi gândurile ne este accesibilă doar câtorva dintre noi, dar prin concentrare mentală ea este posibilă. În acest moment al vieții mele nu mai sunt interesată să citesc gândurile celor din jurul meu. În primul rând pentru că mi-am dezvoltat niște calități, aș spune, absolut necesare profesiei mele, dar și desăvârșirii mele spirituale, respectiv o anumită pudoare, corectitudine, dar și moralitate. Gândirea este un proces psihic central și ea ne determină unicitatea. Așadar, ar trebui să țină de intimitatea fiecăruia. Că mi-am completat cunoștințele și prin
specializarea mea în psihiatrie, am adăugat altele și altele cunoștințelor anterioare, asta cred că mi-a folosit mult mai tare. Și cred că le sunt mult mai de folos oamenilor în acest fel decât abordând. Da, asta nu se pune problema, asta a stabilit tot din capul locului. Problema pe care o aveți e foarte importantă. Însă eu nu este o dulce povară să poți avea acces, să zicem, pe cale extrasenzorială la anumite informații. Nu este neapărat un lucru care să-ți ofere, să spunem, niște satisfacții imediate. Te împovărează, doamna doctor, de fapt? Te împovărează, te responsabilizează și de cele mai multe ori îți chiar pot produce anumite suferințe, suferințe, aș spune, chiar psihice. Uite. Tocmai de aceea, pentru echilibrul meu psihic, am renunțat să mai practic asemenea, să spunem, ghidușii. Am înțeles, ghidușii, da. Uite, acum îmi pare bine că nu am aceste capacități extrasenzoriale, pentru că... Nici timpul nu mi-o mai permite, nici nu frecventez, așa să zicem, mulțimile. Încerc să-mi desfășor viața în acest moment al existenței mele cât se poate de normal. Atât cât se poate în limitele darurilor cu care am fost înzestrată nativ. Da, mulțumesc, Dumnezeu, că n-am acest dar. Mă gândesc cum ar fi să intru în mintea ministrului educației, domnul Liviu Pop. Adică, practic, aș vrea să văd cum gândește dumnealui faptul că, iată, încep școlile și sunt o grămadă de școli neautorizate. Am fost rea acum, doamna doctor, faceți-vă că nu m-ați auzit. Nu, dar tot așa mi-aș dori să intru și eu în mintea ministrului sănătății, să zicem, sau... Vreți să facem o încercare? Cum ar fi? Și să înceapă realizăm să și plouă. Realizăm o emisiune specială. Asta cu ploaia vă... Se lasă cu tunete și fulgere. Exact, asta cu ploaia vă ocupați dumneavoastră. Da. Știu că suntem departe de ce este trecut și suntem în prezent și ne uităm spre viitor, însă totuși aveți niște... Ați trăit niște experiențe unice. Nu asta ați avut niște experiențe... Poate că nu mai sunt la fel de interesantă, refuzând să vorbesc foarte mult despre acest domeniu. Îmi asum această decizie. Și eu vă respect. Știu că poate nu mai fascinez la fel, dar realmente sunt într-un moment al vieții mele în care... Pentru că am trecut prin luptele mele, prin dezamăgirile mele, pentru că am fost catalogată în fel și chip, etichetată, pentru că am fost adeseori luată în zeflă mea, pentru că lucruri despre care eu vorbeam cu extrem de multă seriozitate și abordându-le foarte profund au fost, cum să vă spun, privite altfel. Și pentru că această zonă de preocupări a fost cumva... discreditată de apariția, de ce să nu spunem în mod direct, da, spunem direct. Unor indivizi foarte ciudați, a unor șarlatani, exact, care, neavând minime cunoștințe despre ce înseamnă corpul uman și despre ceea ce înseamnă sistemul nervos central al unui om, despre ceea ce înseamnă psihicul unui om, au schilodit de-a dreptul minți și suflete. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Este motivul pentru care am simțit nevoia să mă retrag așa într-un fel de carapace doar a mea și să-mi duc existența atât cât se poate normal. Sunt puțini oamenii cărora li se întâmplă asta, doamna doctor. S-au mai întâmplat cazuri, vorbeam cu domnul profesor Dulcan, celor care au primit anestezie. Da, eu, soțul meu, Laurențiu, fiind medic cu dublă specializare, anestezie și terapie intensivă, mi-a mai explicat câteva din fenomenele care au loc în timpul inducției, să zicem, anesteziei, dar totuși eu nu eram supusă anesteziei în momentul în care aceste lucruri mi se întâmplau. Ce să zic, am rămas și eu o mare necunoscută pentru mine însă. Am urmat facultatea de medicină, am studiat mult în domeniul medical, mi-am susținut și un doctorat în științe medicale și cu toate acestea am rămas, cum spuneam, o mare enigmă. Deși am încercat să mă descifrez cumva, nu am reușit.
Dezamăgirea mea provine și din faptul că, totuși, într-o țară, pentru că tot spuneam mai devreme că ne-am dorit să fim în mintea anumitor oameni ai puterii, într-o țară care are probleme economice majore, asemenea lucruri nici nu sunt puse în discuție cu seriozitate. În condițiile în care Rusia a înființat sute de institute care să studieze fenomenele de tip psi, extrasenzoriale, parapsihologice, iar SUA, nu mai vorbim, că a alocat sume uriașe numai pentru a pune... numai pentru a cerceta și pentru a pune la dispoziție baze secrete de antrenament parapsihologic. Se folosește. Asemenea, oamenii acolo nu sunt deloc trecuți în obscuritate. Și la noi se folosesc în campanii electorale, vezi, flacăra violet. Da. Din punct de vedere... Unii mai mult sau mai puțin la vedere. Din punct de vedere medical. Da. Din punct de vedere paranormal. Cum se explică? Așa. Nu avem explicație, dar eu insist cu întrebarea, nu-i așa? De ce aveți puterile doar pe partea stângă? Na, acum să vă văd. Eu în mare nu știu, în toate... Pare asta. Știu că o să vă dezamăgesc, dar eu în mare nu știu. Am încercat să-mi ofer anumite explicații. M-am gândit că poate emisfera dreaptă a creierului este cea care permite părții stânge a corpului să se manifeste diferit. M-am gândit că poate la mine s-a reactivat un atavism. M-am gândit că e foarte posibil totuși ca o explicație științifică să ofere fizica viitorului, respectiv fizica cuantică pe care eu am studiat-o. Și conform teoriei cuantice, materia este mai degrabă de fapt, materia, în ciuda aparentei sale solidități, este mai degrabă un spațiu energetic, un spațiu gol. Și cred că cred că explicația ar fi și faptul că un electron se manifestă mai departe, mai mult sub formă de undă decât sub formă de particulă. Și cred că această forță care se manifestă prin palma mea stângă nu ar putea să existe fără existența unei conștiințe superioare, a unui creier energetic. Vă dați seama cum ar fi să vă spună dumneavoastră cineva: Lavinia, ai două mâini stângi? Da, e posibil. În domeniul meu orice posibil. Adică să puteți să faceți și cu dreapta ceva și cu stânga. Deci nu știm. Bolile totdeauna apar pe dreapta, la fel. Da. Dacă vi se umflă urechea, doar anumite afecțiuni dreapta. Minore, n-am avut niciodată probleme majore, grave de sănătate, s-au manifestat strict la nivelul părții drepte a corpului. Și niciodată nu am ezitat să mă adresez colegilor mei medici dacă a fost cazul, dar iată-mă, slavă Domnului, vie, sănătoasă. Nu vă puteți vindeca pe sine? Nu am avut niciodată afecțiuni. Vă puteți vindeca pe sine? Iată o întrebare. Nu am încercat, nu am avut prea multă curiozitate, pentru că nu am avut afecțiuni care să-mi pună probleme, adică să-mi creeze un foarte mare disconfort, să spunem. Nu. Nu cred că am încercat să fac asta, pentru că nu a fost cazul. Doamne ajută, nici să nu fie, doamna doctor. Până acum. Păi, sunteți specială. Cum ați defini menirea dumneavoastră pe pământ din toate punctele de vedere? Și din punctul de vedere al terapiilor complementare și din punctul de vedere al medicinei, clasice? Care simțiți că e acum menirea? Haideți să vă întreb altfel. În copilărie am înțeles cum era cu luna, cu tare, cu tare, cu tare. Acum, menirea, cum o simțiți, doamna doctor? Ce puteți schimba din tot ce se întâmplă în nasol? Da. Atât cât îmi este permis să schimb. Exact, exact. Pentru că am înțeles că este foarte important să înțelegem că nu putem schimba decât arare ori cursul fatal al anumitor evenimente din viața noastră. Menirea mea, care ar putea fi alta decât aceea de a fi în slujba oamenilor, de a-i ajuta, așa cum spuneam, atât cât îmi este mie permis și îngăduit.
grație calităților mele excepționale, dar și cunoștințelor pe care le-am adunat în an de studiu. Și cred că o altă ar fi aceea de a mă oferi pe mine așa cum sunt, de a-mi oferi darurile, iubirea, tandrețea, afecțiunea, tot ceea ce reprezint eu, celor care au nevoie de ele cu adevărat, pentru că mă urmărește așa ceva, ce spunea Mircea Eliade cândva, spunea că de foarte multe ori se întâmplă să risipim foarte multă afecțiune, să oferim foarte multă tandrețe, iubire oamenilor care nu prea au ce face cu darurile noastre sau cărora nu le folosesc darurile noastre. Păi și ce facem atunci? Cum ne dăm seama? Că dacă, știți cum e, doamna doctor, dacă îl dai, e bun dat. Adică nu poți, da, să eu îl ofer din înapoi și pozele cu tine. Adică prea plinul sufletului meu, mă pun la dispoziția tuturor așa cum sunt, încercând să nu fac gafe, pentru că sunt spontană și pentru că se mai întâmplă să spun și lucruri nepotrivite sau în momente nepotrivite, dar îmi place o anumită libertate a exprimării. Cred că trebuie să rămân ceea ce sunt. Îmi place să zâmbesc, îmi place să ofer bucurie celor din jurul meu. Și mai ales cred că menirea mea este, dincolo de a face bine, de a nu face rău dacă nu pot face bine. Cred foarte că e foarte important asta. Ce cred. Mă străduiesc să nu fac rău dacă nu pot face bine. Dar atunci când aveți un pacient și simțiți că are nevoie și de altfel de terapii, de terapiile complementare, îi le dați fără să-i spuneți. Sunt absolut convinsă. Deci nu puteți. În felul meu. Adică cum în felul meu? Dar spuneam despre partea spectaculoasă a capacităților mele, aceea de a ridica diverse obiecte prin aplicarea palmei stângi pe ele. Dar, cum spuneam, partea taumaturgică e mult mai importantă. Faptul că am înțeles, iarăși într-un moment al copilăriei mele, că palma mea are și capacități vindecătoare. Și mai mult de atât, chiar capacități de a diagnostica foarte precis anumite afecțiuni, pentru că ea realmente se lipea de zonele afectate. Și mă obișnuisem să lucrez cu pacienții mei acționând prin intermediul palmei stângi. Dar acum nu mai fac lucrul ăsta. Încerc să-i ajut cu totul și cu totul altfel, punându-mă la dispoziția lor prin cunoștințele pe care le-am adoptat. Puteți mișca în obiecte timpul cu facultății și nu numai. Puteți mișca obiecte cu puterea minții, doamna doctor? Poate că la un moment dat am făcut și asta. Vă referiți poate. Calitățile, da, la calitățile psihokinetice. Da. Ei, în cum le ziceți dumneavoastră, doamna doctor, că eu am terminat filologia. Da, dar sunt convinsă că vă dumiriți despre ce este mă vorba. Mă duc acum la Dex. Da. Explicații pentru aceste fenomene, pentru aceste procese, să știți că au încercat să dea în egală măsură și scriitorul Pavel Coruț în cartea sa Parapsihologie practică, dar și dragul nostru profesor domnul doctor Dumitru Constantin Dulcan, medic neuropsihiatru, care a avut curajul de a aborda teme legate de filozofia științei și care a scris câteva cărți importante, esențiale pentru noi. Pentru noi, da. Și nu au reușit să dea nicio explicație. Cred că sunt câteva explicații științifice, acolo. Da, la nivelul, da, eu cred că prin concentrare mentală și acest lucru este posibil. Și în țările dezvoltate, iarăși vorbim despre alte țări, acest lucru se studiază și în funcție de interesul maselor pentru acest subiect, chiar se dezvoltă mai departe asemenea. Ce mă ofti că nu mai faceți terapia fenomene. Asta, nu mai spun că există personaje precum Uri Geller, celebrii Uri, da, Geller sau Nina Kulagina, care și-au dovedit calitățile psihokinetice. Da, da. Frate,
Așa ceva? Acum, nu știu, copil fiind, probabil că mă mai supăra și pe mine cineva sau ceva și cât un obiect mai ateriza. Îmi pare rău că nu mai practicați acum aceste terapii complementare, pentru că mi-ar fi plăcut să stăm aici, nu știu, o lună, două, să vă concentrați astfel încât să se miște România. Dar știți că a avut cineva... Era tare asta, nu? Cândva o intervenție așa foarte haioasă, spunând că dacă tot lipiți diverse obiecte de palmă, de ce nu ridicați și nivelul de trai al românilor? Sau, așa e bun asta! Altcineva îmi spunea, da, lipește-te, dragă, și tu de o vilă în Pipera, de un jeep, de o... Pentru că îmi amintesc că cel mai greu obiect care a aderat la palma mea stângă a fost un monitor de calculator care cântărea în jur de 7-8 kg. Și acea filmare există, a fost realizată de către o televiziune chineză. Am avut, da, de a face cu o televiziune chineză care a venit și a fost foarte interesată de fenomenul Lavinia Tatomir al acelor ani. Și vă dați seama, felul în care ei se manifestă, își manifestă uimirea, este unul cu totul și cu totul foarte sugestiv. Da. Tot atunci, în acea perioadă, mi-amintesc că am filmat și pentru Euronews. Aveam 15 ani când am filmat pentru Euronews. S-a realizat acel documentar și a fost mai apoi difuzat o zi întreagă, din oră în oră, la secțiunea No Comment, apărând acolo undeva în colț Craiova, România. Eram foarte mândră de faptul că scria de România, faptul că apărusem și de faptul că reușisem să leg câteva cuvinte în engleză. Spuneam că am 15 ani, că sunt din România, Craiova, că sunt în posesia unor calități mai deosebite și că îmi doresc să devin medic. Și iată că Dumnezeu... Și iată că, Dumnezeu, într-adevăr, am devenit medic. Foarte bine ați făcut. Nu aveți niciun regret, am înțeles. Ei, nimic. Nu, cum să nu am regret? Nu știu, am niște regrete duioase. Nu sunt niște regrete majore care să devină invalidante, așa, să mă frustreze, să... Dar am și eu câteva regrete și sunt cât se poate de firești. Paler spunea o chestie foarte mișto, mi-i place foarte tare. Între liniștea sfinților și bucuria nebunilor, nu-i decât o diferență de diagnostic. Da. Tare sau cum? Foarte, foarte posibil. E mișto asta. Da, e de aprofundat. Exact. Așa, deci un regret, unu. Nu știu, poate că încerc cumva să lupt cu regretele mele. De ce? Pentru că eu cred că noi toți trebuie să trecem prin niște experiențe absolut necesare ca să devenim ceea ce suntem. Și regretele mele, așa cum spuneam, sunt mai tuioase, așa, țin de intimitatea, de sufletul meu. Poate că anumite lucruri trebuiau făcute altfel, dar, cum spuneam, nu regret că s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat, pentru că ele au fost niște experiențe necesare pentru a deveni ceea ce sunt. Și cred că au folosit cumva desăvârșirii mele spirituale. Ni se întâmplă ceva fără scop, am vrut să întreb. Nu. Sunt convinsă că fiecare dintre noi trebuie să ne desfășurăm activitatea ținând cont de faptul că ne ducem existența într-un soi de... noi nu suntem regizorii propriei noastre vieți și atunci trebuie să ne descurcăm într-o regie pe care nu o semnăm noi și trebuie să ne descurcăm cât mai bine. Să fim un fel de martori ai propriei existențe și să încercăm să devenim mai buni, mai înțelegători, mai toleranți. Cred că dacă nu aș fi avut aceste regrete, nu aș fi putut deveni un om mai bun. Eu cred că ați fost bun de la început, doamna doctor. Da, oamenii buni și eu vindecă. Cred că oamenii sunt un om. Oamenii buni dau iubire. Oamenii buni iartă. Să vă mai pun la teoria, sunt beton. Da, sunt, cum spuneam, regrete duioase. Nu m-aș opri așa de mult asupra lor. Dar de ce să nu recunosc că e așa? Apropo de regie. Da. S-au împlinit, cred că anul acesta, nu? 10 ani de când regretatul Adrian Pintea a plecat. Aș vrea să vă rog să-mi vorbiți despre el ca actor, ca profesor,
regizor, profesor universitar, prieten. Și mai mult de atât. Și mai mult de atât, da. Să-mi vorbiți despre el, atât cât puteți să o faceți. Nu există mari opreliști în a vorbi despre ceea ce a reprezentat Adrian Pintea pentru mine și pentru toți cei din jurul nostru, dar din respect pentru partenerul meu actual, pentru soțul meu, Laurențiu, care este un om tare bun și cu minte, am să o fac în felul meu. Pentru că el a fost supus unor presiuni nemeritate, uriașe, unor răutăți cum nu vă puteți imagina, apropourilor de tot felul. Pentru un om care nu a făcut parte din viața publică, a merge cumva în fața întregii lumi și ai prezenta trecutul, el nefiind, cum spuneam, persoană publică, doar pentru faptul că a îndrăznit să ridice privirea asupra mea și mai ales pentru faptul că și-a asumat responsabilitatea să-mi devină soț după Adrian Pintea, pentru el a fost foarte greu. A fost o perioadă grea. A fost greu de gestionat, de gestionat toată această situație. Acum, privind retrospectiv, îmi dau seama că s-a descurcat minunat, dar nu fără a nu vorbi, și mă bucur că mi se oferă ocazia să lămuresc acest aspect, dar nu pot să trec cu vederea infirmitățile noastre sufletești, pentru că despre infirmitățile fizice căpătate în urma unui accident se tot vorbește, dar ca și în specialitatea pe care o urmez, despre traumele sufletești, infirmitățile sufletești care nu sunt la vedere, se vorbește prea puțin. Iar el a fost supus unor astfel de traume. Adică nu vă puteți închipui răutatea, invidia, bârfele care au avut loc în jurul lui, un om care până atunci a dus o viață absolut obișnuită. Și tocmai de aceea am să o fac, dar cu măsură. Vă rog. Nu pentru că el cumva mi-ar împiedica dorința de a vorbi despre Adrian. Împreună cu Laurențiu am fost la mormânt la Adrian. Este un om foarte înțelegător și bun, cum spuneam. Este un om care vă respectă trecutul, doamna doctor. Și care îmi respectă trecutul, cum și eu mă străduiesc să-i respect trecutul lui. Despre Adrian, ce aș putea spune decât că îmi revine în minte mai ales calitatea lui umană excepțională, aceea de a comunica într-un mod cu totul și cu totul aparte. Pentru el, relațiile sufletești erau întotdeauna o prioritate. Relațiile pe care le stabilea cu oamenii din jurul lui și mai ales cu cei pe care îi iubea, îi prețuia, erau prioritare întotdeauna. Era un om de excepție, cu o vastă cultură, și cred că ceea ce mi-ar plăcea să se știe și mai ales să se promoveze ar fi într-adevăr aceste aspecte legate de viața lui profesională, Adrian fiind un actor uriaș, cu un talent covârșitor, era un scriitor de excepție și profesor universitar la Academia de Teatru și Film, făcând parte chiar din comisia de admitere la acea universitate. Era un profesor foarte iubit de studenții lui. Și aș concluziona spunând că foarte mare parte din ceea ce reprezint îi se datorează. Și că anii mei cei mai importanți, anii tinereții mele, în anii tinereții mele m-am format alături de el. Și de la el am învățat să mă exprim așa cum simt nevoia să o fac, să fiu un om liber, fără să, cum să zic, fără să afectez libertatea celor din jurul meu, să fiu un om demn. În primul rând m-am învățat ce înseamnă demnitatea în fața oricărei situații de viață,
și sper să nu-l fi dezamăgit după ce el a trecut dincolo, să fiu un om bun, înțelegător, tolerant, cu măsură și mai ales un lucru esențial, să nu accept compromisul în niciun domeniu major al vieții. Mă așteptam ca discursul legat de Adrian să fie mai emoțional, însă a fost extrem de profund. Mai emoțional. Am zis amândouă. Da, deci a fost extrem de profund. Extrem de profund. Cred că așa trebuie să fie. Sunteți fericită, doamna doctor? Sunt un om printre oameni. Și ca atare, fericirea este pe puncte. Nu cred că sunt o femeie mai fericită decât este altă femeie. Dar, cum spuneam, sunt momente dificile în viața unui om, sunt momente frumoase. Important este că prin toate am trecut având împreună, având alături un om care s-a străduit să facă față cerințelor și presiunii, și asta este foarte important. Și pentru că sunt sănătoasă, Doamnește, psihic și fizic, și pentru că părinții îmi trăiesc, pentru că oamenii pe care îi iubesc sunt sănătoși, da, aș putea spune că sunt un om fericit. Ce planuri de viitor aveți, doamna doctor? Nu m-aș mira să spuneți că mâine faceți chirurgie. M-a impresionat, da, chirurgie energetică. Merge și așa. Da, m-a impresionat de curând un bun prieten pe care l-am revăzut după mult timp și l-am întrebat: și ești fericit acolo? Pentru că prietenii noștri au plecat în Germania. Ești fericit acolo? Și mi-a spus: cum să nu fiu fericit când mă trezesc dimineața și o văd pe Ștefi, pe verișoara mea actuală, lui soție, că respiră lângă mine. Și cred că mi-a dat un... adică trăiește. Și cred că mi-a servit o frumoasă lecție. Și tocmai v-a dat definiția perfectă. Da, și tocmai mi-a dat definiția perfectă a fericirii. În primul rând trăim, suntem liberi, suntem puternici și ne îngăduim ca din când în când să fim și fericiți. Deci, doamna doctor, a scris o carte pe care mi-a trimis-o și vă mulțumesc la vremea respectivă. Am citit-o și foarte emoționată. În umbra lui Adrian Tim. Aveați acolo niște pasaje absolut tulburătoare. Acolo este sufletul meu, tocmai pentru a încheia un capitol dureros al existenței mele, pentru că i-am dedicat această carte lui Adrian, În umbra lui Adrian Pintea. A fost felul meu de a mă exterioriza, de a povesti despre ceea ce a însemnat el în existența mea, și cred că doar așa ar putea ajunge la ceilalți întreaga poveste. O poveste de dragoste scrisă foarte simplu și foarte emoționant. Am încercat, m-am străduit să fie povestea unui om de poveste. Așa și era. Da. Așa și era. Sunt imagini și sunt filme difuzate chiar și acum pe TV cu el. Eu nu l-am cunoscut, din păcate pentru mine, l-am cunoscut și prin dumneavoastră citindu-vă cartea. Nici foarte tinerele generații, să spunem, nu mai sunt foarte bine puse la punct cu informații privind actori de talia lui. Nu mă refer aici doar la Adrian, dar sunt oameni care realmente nu mai știu despre ei și e păcat. Tocmai de aceea spun că ar trebui mult mai mult promovate interviurile cu ei, documentarele pe care le-au făcut, filmele în care au jucat, emisiunile radiofonice înregistrate. Dacă v-ar întreba cineva, da, care nu l-a cunoscut pe Adrian, dacă ar veni și v-ar întreba și v-ar ruga să-l descrieți în câteva cuvinte, adunând în această descriere deopotrivă actorul, omul, profesorul, regizorul, partenerul, prietenul, cum l-ați descrie, doamna doctor? Hmm.
în doar foarte puține cuvinte. Sau trebuie nu. Să cuprindă esența. Sau nu. Nu în foarte puține cuvinte. Iubire, onoare, cavalerism, demnitate, toate la un loc. Cuvintele sunt prea puține pentru a descrie o personalitate atât de complexă. Simțiți că pebeghează, doamna doctor? Aveți momente când îl simțiți aproape? Este foarte delicat pentru mine să vorbesc despre asta și cred că ar trebui așa să rămână o taină a sufletului meu, cred eu. Vă respect și vă înțeleg perfect. Întorcându-ne Dar la... eu am niște credințe profunde privitoare la asemenea posibilități. Da, o să-mi permit să-mi trag eu o concluzie din afară și aș vrea să vă spun unora dintre voi că o iubire nu o taie pe cealaltă, o poveste de dragoste nu e la fel cu o altă poveste de dragoste și că orice om pe lumea asta are dreptul să fie fericit în momentul în care trebuie să fie fericit. Asta a fost cu dedicație. Bun. Da, da, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă foarte clar că între ceea ce am trăit atunci și ceea ce trăiesc acum, avându-l pe Laura alături, nu încape comparația. Pentru că sunt două povești total diferite. Dar total diferite. Nu au absolut nimic în comun. Și un om poate trăi două povești diferite de dragoste. Sigur. Trei povești diferite. 100 de povești diferite de dragoste. Exact. Corect? Sunt de acord. Hai perfect. Că până aici am înțeles. Cu psihologia, da, mă descurc. Până cu la psihiatria urmă, mai până greu. La urmă încep să vă intervievez eu pe dumneavoastră. Da, da, eu mai am o întrebare, doamna doctor. Da. Acum să ne întoarcem în zilele noastre, în locul în care ne aflăm și la meseria pe care noastră o faceți. Că tot se face tam-tam la televizor cu salariile, cu medicii, că pleacă. Zilele trecute am ascultat, da, o știre la radio, nemulțumirea premierului pentru faptul că au plecat în ultima perioadă 5.000, 6.000, nu știu cât, în ultimii ani de doctori și au luat câmpii și lumea. Cum vă este ca medic psihiatru acum în România, în Craiova, în România? E același lucru, cred. Dincolo de faptul că a existat un moment în care, susținându-mi teza de doctorat, în primul rând cu intenția de a deveni cadru universitar, și pentru că m-am încurcat la rândul meu în fuste, cum se spune, am avut și eu dezamăgirile mele. Acum, când deja această intenție este departe de mine, am înțeles că funcționez într-un sistem medical și mă refer strict la ceea ce mi s-a întâmplat și ceea ce am trăit eu aici în Craiova. Cred că trăim într-un sistem medical în care ideea de castă funcționează perfect, ideea de club exclusivist, din care dacă nu faci parte, ești înlăturat și chiar lăsat în obscuritate pe plan profesional. Nu ești deloc promovat. Ceea ce este destul de dureros pentru mine. Asta nu înseamnă că nu am convingerea fermă că într-o zi voi fi o speranță în domeniul meu și mai ales în psihiatrie și că voi avea în continuare ceva de comunicat lumii științifice și nu numai. Dar din acest punct de vedere eu am trăit o foarte mare dezamăgire. Trăim într-un sistem în care, așa cum spuneam, puterea relațiilor, sprijinul politic, puterea banului este cea care dictează. Din păcate. Din păcate. Și eu și soțul meu, Laurențiu, ne-am confruntat cu mari nedreptăți. Dar să spunem că încercăm să ne adaptăm mediului. Eu sunt convinsă că puterea pe care o aveți noastră o să vă ajute să vă îndepliniți toate visele. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor! Mi-ai spus odată, prima dată când ne-am întâlnit noi, știi, și ți-ai spus tu povestea, mi-ai spus că spovedania și faptul că noi duminica trebuie să mergem la Sfânta Liturghie și împărtășania sunt foarte importante în această armonie a noastră cu Dumnezeu și cu Universul. Ai ales în seara asta ca temă, că ea alege temele, desigur nu eu, spovedania, Alina.
Este foarte important să-mi spun poziția. Nu mă substitui niciunui preot și niciunui teolog. Eu vorbesc din perspectiva unui om care a murit foarte păcătos la momentul respectiv și pe care Dumnezeu l-a ajutat să se întoarcă cu condiția să nu-și mai repete păcatele. Foarte multă lume consideră spovada un act inutil pentru că până la urmă poți să fii într-o conexiune cu Dumnezeu. Eu consider că spovada este extrem de importantă. La catolici se spune spovadă, dar nu contează. Și la ortodox și la catolici este la fel de importantă. Este un act prin care este o lecție de iubire spovada și de smerenie. Pentru că dacă Dumnezeu vrea să fim singuri, ne făcea fiecăruia cât o planetă. Dumnezeu a vrut să fim toți oamenii, suntem toți, a creat ființa umană formată din toți oamenii de pe pământ. În aceeași curte, cum să spun. Exact. În momentul în care tu mergi să te spovedești, preotul căruia tu încredințezi secretele păcatul. Și păcatele sufletului tău, este un om ca și tine. Nu poți să mergi să-ți recunoști păcatul în fața lui Dumnezeu fără a-ți recunoaște păcatul unui om care este ca tine, este ca și tine. E adevărat, e slujitorul lui Dumnezeu, dar îți recunoști păcatul întâi în fața altui om și atunci tu practic îți recunoști limitarea, tu practic devii smerit și un om care devine conștient, noi ne dăm foarte mare importanță nouă înșine și de fapt noi suntem niște furnici, poate nici niște furnici în universul ăsta infinit. Și atunci în momentul în care devenim conștienți de micimea noastră, de limitarea noastră și de ne încredințăm sufletul, asta este iubire, să poți să împărtășești un secret, un păcat al sufletului tău altui om, este o dovadă de iubire și de încredere. În primul rând îți faci asta față de tine, Alina. Pentru că sunt mulți care și le țin gândindu-se, nu știu decât eu. Mirela, am citit într-un maru de spovedanie ortodoxă și într-o primă fază am zis că nu o să mă spovedez niciodată. Nu, Dumnezeu nu e așa radical. Pe mine nu m-a întrebat nici la ce biserică merg, nici... Dar pot să spun cu toată inima că am văzut oameni înainte de a se spovedi, am cunoscut oameni care nu se spovediseră niciodată, nu am o explicație științifică pentru lucrul acesta și am văzut după ce s-au spovedit. Nu pot să-ți descriu. Sunt cât de eliberați. Energia lor este cu tot, pe care o simțeam cu totul și cu totul diferit. Nu poți să evoluezi spiritual, nu poți să-ți schimbi viața, nu poți să te transformi ca om cu niște bolovani atârnați de tine din punct de vedere energetic. Sigur că spovada nu trebuie să fie făcută doar ca să mă simt eu bine, pentru confortul meu. Spovada înseamnă conștientizarea stării de păcat în care ești. Foarte mulți dintre cei pe care într-un fel sau altul i-am îndrumat să se spovedească spuneau, da, dar am întâlnit un preot și nu mi-a plăcut. Și ce se întâmplă? Chiar dacă o să supăr multă lume, fiecare dintre noi atragem într-un moment al vieții noastre exact preotul pe care îl merităm. Dacă am atras un preot care ne-a vorbit urât, care s-a apucat el să ne judece înaintea lui Dumnezeu și în loc să ne fie un prieten și să ne sprijine în fața Domnului, s-a apucat să ne certe și așa mai departe, înseamnă că poate nici căutarea noastră în ale lui Dumnezeu nu e tocmai ceea ce trebuie. Cea mai potrivită. Și atunci trebuie să reflectăm puțin asupra propriei persoane și asupra legăturii pe care o avem cu Dumnezeu. Spovedania este foarte importantă pentru că, repet, este o lecție de iubire. Nu este nici anacronică, nu e nici depășită. Este mare lucru să poți să mergi alături de un seamăn al tău și să-ți deschizi sufletul. Poate fi un prieten, dar vezi tu, preotul și starea de har pe care o are de la Dumnezeu face ca lucrurile să se vindece. Spovedania este un medicament spiritual. Preotul este un doctor al sufletelor. Și eu cred că e important aici să spunem, Alina, de taina spovedaniei. Adică să nu avem nicio secundă temerea că ceea ce spunem noi preotului ar putea să ajungă și în altă parte. Pentru că asta e ca un fel de jurământ, cum au medicii jurământul lui Hipocrate. Și preoții, cred, indiferent de că sunt ortodoxi sau sunt catolici, au obligația de a ține această taină a spovedaniei. Știi că sunt oameni care s-au dus și și-au spovedit crime și lucruri extrem de grave. Eu am fost întâi ortodoxă și recunosc că am întâlnit preoți minunați
care știau să împărtășească această taină și care să te simțeai cu adevărat eliberat. Preot ortodox, duhovnicul meu, care mi-e foarte drag, pe care îl iubesc și care nu poate să înțeleagă de ce sunt eu catolică acum și nici n-am cum să explic, este minunat. Dar la catolici este altfel. Nu există un duhovnic. Acolo te duci și nu vezi preotul. Da, și de fiecare dată e asta altcineva. Și atunci, dar de fiecare dată, cum să spun, am avut sentimentul că e un prieten dincolo și preotul ortodox la fel s-a comportat. Nu există o diferență. Am auzit de alți preoți care s-au comportat rușinos. Îmi pare rău, dar preotul sau duhovnicul meu a fost minunat, cel ortodox mă refer. La catolici o relaxare mai mare, un confort interior, pentru că nu-l vezi. Și nevăzându-l, nu ești tendința de să fie rușine, exact, să te ferești, exact, să zici, să uită la mine la slujbă, nu știu cum, și așa mai departe. Eu merg pe ideea pe care mi-ai spus-o tu prima dată, că există un singur Dumnezeu, doar că regulile pe care noi trebuie să le respectăm sunt cumva diferite și spovedania asta este importantă indiferent din ce religie facem parte. Cu siguranță și alte culte religioase au modalitatea de a se elibera de aceste păcate lumești. Odată eliberat de păcatele astea, Alina, evident, facem altele, că așa suntem noi creați de Dumnezeu, dar poate unele dintre ele le putem îndrepta. Tocmai asta este ideea, că la fiecare spovadă, preotul are un cuvânt, are un ceva. Un canon sau nu? La catolici nu se pune neapărat accentul pe canon, cât se pune pe faptă bună și pe îndreptarea păcatului. Preotul te sfătuiește cum să îndrepți păcatul și la ortodox la fel, rectific. Dar am întâlnit înainte de acest duhovnic ortodox, recunosc că am întâlnit preoți care puneau mare accent pe a mă judeca înaintea lui Dumnezeu și a mă pedepsi înaintea lui Dumnezeu. Ca să-ți dau un exemplu, pentru păcatul avortului am primit 7 ani oprită de la Sfânta Împărtășanie și după ce că mi-a dat 7 ani, mi-a mai dat încă 3 după aceea. Lucru care mi s-a părut, sigur, pentru un păcat strigător la cer, uciderea, avortul este un păcat strigător la cer, probabil că mi-am meritat soarta. Dar cumva aș fi avut nevoie și de puțină alinare și de un prieten pe care să-l simt acolo când mă duc eu la Dumnezeu și îi spun, Doamne, îmi pare rău pentru păcatul pe care l-am făcut. Spovedania este un act de iubire. Eu de câte ori m-am dus să mă spovedesc, m-am dus din iubire pentru Dumnezeu și cu părere de rău că nu l-am ascultat și că păcatul până la urmă este sursa neascultării de Dumnezeu. În final vreau să le spui telespectatorilor că Dumnezeu nu judecă, Alina. Dumnezeu, e foarte important. Dumnezeu iubește. Eu atunci când am fost în moarte clinică, eram pe de o parte acuzatorul și pe de altă parte apărătorul meu. Deci conștiința mea era în situație și de acuzator și de apărător. El doar mă asista cu o blândețe absolută, dar eu încălcasem niște legi ale Universului. Eu sunt convinsă că orice păcat derivă din încălcarea legii iubirii. Altceva nu există. Toate celelalte păcate, strigătoare la cer, capitale, împotriva Duhului Sfânt, sunt niște păcate pe care mintea omenească le țese din același mare păcat, neiubirea. Dumnezeu ne iubește. Da. Foarte important. Foarte importantă această rubrică. Pe Alina o găsiți pe Facebook, Alina Alber, știți deja. Acolo puteți să-i adresați Alinei întrebări, dacă ele vă macină, vă răspunde Alina în măsura în care are timp. Pentru și că teme voi pentru sunteți rubrici. Foarte mulți, da, sunteți foarte mulți, ea e una și cu toate astea își găsește timp și iată ce spune Alina și e important dacă aveți sugestii pentru temele rubricilor noastre de acum înainte. Mulțumesc foarte mult, rămâneți cu Antena 3. Ne revedem săptămâna